Pe o cameră de supraveghere se vede cum în mijlocul intersecției Opelul intră cu viteză, șoferul nu schițează niciun gest să oprească pentru a se asigura și izbește cu putere un autoturism Volkswagen Jetta care se deplasa regulamentar. Șoferul care circula regulamentar susține că nu a avut timp să schițeze niciun gest de prevenire. Nu se aștepta sub nicio formă ca șoferul care venea de pe democrației să nu respecte semnul stop. Neacordare de prioritate. Neapărat prioritate, atât timp cât el trebuia să aibă 0 km acolo, atât timp cât edita mai stopul vizibil din orice direcție veniți. A venit fără niciun pic de reducere de viteză, a traversat intersecția în cea mai mare viteză. Eu am încercat să evit, să nu intru în stâlpul ăsta mare, am luat dreapta, am intrat pe stradă, el în continuare, dacă vedeți, mașina e bușită și în față și în spate, el în continuare călare pe accelerație, călare pe volan, a traversat intersecția ca la raliu. Și ce explicație a avut? Nu a văzut stopul. Singura explicație. Dacă vă uitați dumneavoastră sau orice trecător că a vrut lumea să-l arunce pe stradă, a vrut să-l arunce fața mașinilor, cum să nu vezi asemenea stop? Oamenii care tranzitau zona au fost și ei uimiți de inconștiența șoferului Opelului. N-a fost atent și, cum a spus colegul, nu a oprit la stop. Se putea întâmpla o tragedie. Da, se putea întâmpla mult mai rău, pentru că, Doamne ferește, dacă avea niște copii în mașină. Conducătorul autoturismului Opel și-a recunoscut vina și a declarat că nu a văzut semnul stop.